Subiectele au avut un grad mediu de dificultate, spun cadrele didactice. Nici pe elevi nu i-au speriat. Aceștia au ieșit de la examen cu zâmbetul pe buze. A fost foarte ușor. Nu mă așteptam să fie chiar atât de ușor. Deci, credeam că e mai greu, dar și ni s-a spus că va fi mai ușor, dar noi n-aveam încredere. Și ce notă aștept să iei? Vreun 9 la română. Nu a fost chiar așa ușor, adică a fost așa și așa. În principiu au fost exerciții ușoare, au fost și grele. Dar... Ce exerciții ți-au pus ție probleme? Mai mult cele la gramatică. Undeva... Și acum la română cam la ce te aștept? 8 și ceva, aproape de 9. A fost ușor, mi-a plăcut că ne-a dat caracterizare, chiar m-am priceput la asta și știam cel mai bine. A fost și vreun subiect care ți-a pus probleme? Al doilea B. Nu prea am făcut bine. Ce trebuia să faci acolo? O întâmplare în timpul unui concurs. În Prahova, aproape 1000 de elevi au ratat șansa de a prinde din vară un loc la liceu. Avem înscriși un număr de 5900 de elevi, în condițiile în care, față de cei înscriși la începutul anului școlar, cam 900 au rămas corigenți sau repetenți. Prin urmare, așteptăm să vedem zilele următoare câți dintre ei s-au prezentat. Pentru cei mici, emoțiile continuă joi cu proba la matematică. Rezultatele finale vor fi afișate pe 3 iulie, după soluționarea contestațiilor.